Muta, că fac scandal. Să ne deslușim. E o încurcătură la mijloc. Spune care bebe. O știi bine, Gigina. Nu cunosc eu de tine pe amanta mea, o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița. Dacă au Michel ce ești, nu te-ai mulțumit numai cu amantă. Ai atacat și pe amanta mea, pe Gigina. Ai nenorocit. Nu e adevărat. Am găbesc. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat, eu nu mă las cu abonament. Un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Da. Să că ne spun eu că e o încurcătură. Nu, e și o încurcătură, Michelule. Amanta ta mi s-a scrisese de miercuri că te așteaptă, că Mangafaua pleacă la Ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da. Și tu, Bibicule, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina. O să-ți rup oasele. Oasele să-ți rup. Dai! Mi-e frică de o nenorocire. Să-ți fie frică de o nenorocire, pentru că precum ai vrut tu să nenorocești o femeie, ochii alunecoși, inima zburdalnică. Asemenea, să știi că o să te nenorocesc eu pe tine. Stai, omule, pentru Dumnezeu. Mița, miercuri, tu ești Mangafau. Dumnezeule, am o bănuială. Eu am fost miercuri la Ploiești. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fie cu putință, Mița. A opta. Arată bilet. Ia că-te-l bilet. Da. Ah, vrei să mă înșeli? Mița m-a tradus. Mangafaua eu. Eu sunt. Mangafaua? Da, Mangafaua. Eu. A opta oară tradus. Este cu putință, domnul. A opta oară? Numai una, să te-o spui. Al șaptelea caz de traducere în vremea războiului. Am plâns cum plâng și acum, căci eu țiu mula amor. Am plâns și am iertat-o. Pe urmă am prins-o ea și iar am plâns-o. Și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa cam de vreo 5-6 ori de desperare ce mi-am prins. Dacă n-am avut parte de ce mi-am fost drag de lume. Încă ai să mă fac martir al independenței și m-am înrolat de bună voie. Volentir? În Garda Națională. Știi, ca să mai emoi focul. Și închipuiește-ți dumneata acum și Mița. Și Garda Națională s-a desfințat. Care va să zică este un bibicu. Nu se înțelege, n-ai văzut biletul. Care va să zică este un bibicu care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru dumneavoastră. Trebuie să-l găsim pe bibicu. Auzi, dumneata, două! Să-l găsim. N-ai grijă, eu știu tactica poliției. Nu plânge. Ești volintit. Că nu pot să mă stăpânesc, că mi-e naturelul simțitor. Dama de verde. Republicana. Oh, v-ați speriat? Pardon. Mă recomand Mița Baston. Besti! Și eu, Didina Mazu. Ce caut aici? Madamo. Dumneata, ce caut aici? Madamo. Eu? Sunt la amantul meu. Și eu sunt la amantul meu. Amantul dumneavoastră.
A fost, este și va fi amantul meu. Dumneata, ca o infamă, mi l-ai răpit. Una de noi două trebuie să moară. Să vedem care. Poftim! Mersi, Neică. Ești un bărbat, nu că ești frizier, dar ești galant. Da, ce-i drept, e drept, Neică, ai făcut multe pentru noi. Se poate, te întâmplați la mine acasă. Da, da, da. Ai văzut, domnule, că nu suntem pungași? Pe bună dumitare, domnaie, în persoană ne-a scos de la secție. Da, domnule Crăcănel. Nu mă cheamă Crăcănel. Mă cheamă Mache Razachescu. De azi dimineață, de când ai plecat de acasă, știi câte ceasuri sunt? Îți spui eu acasă ce a fost. Ăstuia i-a dat o nebună la bal cu o sticluță cu doftorii în ochi. Și nu las? Aș, iar acerneală violentă. Băi? Uitați-vă, vă dau un frac pe una. Ce